Întreprinderile mici și mijlocii din Vrancea au făcut un efort deosebit pentru a-și menține în viață activitatea, pentru a extinde, pentru a crea locuri de muncă, pentru a face să crească economia. Ați făcut acest lucru în condiții cu totul deosebite, când efectele crizei economice mondiale, începută spre sfârșitul anilor 2007-2008, iar în România s-a accentuat în 2009 și 2010, deci aceste efecte ale crizei mondiale, financiare, mai întâi financiar, bancare, apoi economice, deci efectele se răsfrâng și astăzi. Aș vrea să vă dau câteva cifre. Economia europeană încă nu a ieșit suficient din criză. Din 1908 și până astăzi, plecând de la scăderile și creșterile ulterioare, abia se află cu 0,1% față de 2008. Economia românească, cu toate creșterile modeste din 2011, 2012 și mai mari din 2013 și 2014, încă se află cu 0,1% față de ceea ce era în 2008. Deci mai avem de recuperat 0,1% din PIB-ul care era în 2008. Vedeți în ce condiții s-a muncit. De aceea, dumneavoastră, puteți fi apreciat pentru efortul depus, pentru faptul că ați muncit în condiții foarte grele. N-ați reușit să extindeți prea mult numărul locurilor de muncă. În România, în acești ani, sau dacă vreți, în 2014, anul pentru care sunteți premiați, s-au creat abia 0,25 de locuri de muncă la 100 de salariați. Este extrem de puțin. Foarte mulți ați căutat să mențineți personalul, iar dacă ne uităm în statistici, salariile au crescut extrem de puțin, pentru că nu v-ați permis. Cu toate astea, dumneavoastră ați ieșit pe plus și pe profit. Am văzut acest mesaj al să supraviețuim, să ne menținem pe linia de plutire. Cred că e momentul și ce se întâmplă în stradă, oamenii arată că au nevoie de altceva. Au nevoie de un alt tip de abordare, au nevoie de politici publice care să fie conforme cu agenda întreprinzătorului și cu agenda oamenilor. Eu am fost anul trecut ministru pentru IMM-uri și să știți că m-am simțit extrem de obligat față de oamenii care mi-au plătit salariul un an de zile. De la 20 de ani muncesc în propria firmă și în general în mediul privat. Știu ce înseamnă să plătești salarii la sfârșitul anului și m-am simțit extrem de obligat față de fiecare dintre dumneavoastră care probabil un pănuț acolo plătea, contribuia la salariu, e adevărat, destul de mic al unui om care lucrează în mediul public. Însă am încercat să aduc o altă abordare. Eu am fost primul care a explicat că dacă micșorăm taxele în această țară, nu facem altceva decât să ne încurajăm întreprinzătorii să avem o abordare antreprenorială, în sensul în care scăderea unor taxe, de fapt, înseamnă o investiție în economia ta. Tot timpul, în întâlnire cu femeiul, cu ceilalți oameni care toată viața au lucrat în mediul bugetar, toți se făietau, aoleu, păi dacă scădem TVA-ul, cum am făcut, de exemplu, la turism, dacă scădem TVA-ul cu 15%, atunci e clar că e o pierdere în economie, în veniturile aduse la stat, de 15%. Lucrurile nu funcționează așa. Lucrurile nu funcționează așa și arătând ceea ce s-a întâmplat în spate, atunci când s-a mărit TVA-ul de la 19% la 24%, nu s-a încasat mai mult la bugetul de stat, ba din contră. Acum când s-a micșorat, s-a constatat că e reversul medaliei. La bugetul de stat s-a încasat mai mult. Oamenii au scos din economia gri foarte mulți bani în economia albă. În turism, de exemplu, că e colegul nostru de pe litoral de aici, am văzut cum într-un weekend un club a facturat întreaga cifră de afacere a anului anterior. Nu e vina omului respectiv. Nici turiștii nu au descoperit acel club și Mamaia într-o seară, ci pur și simplu o taxare corectă înseamnă o economie corectă. Cu cât pui mai multe taxe asupra unui întreprinzător, cu atât el va încerca să găsească
căi spre a nu plăti. E un răspuns absolut natural, pentru că nu are de unde plăti și taxele de la stat, și salarii decente, și să întrețină o întreagă, un întreg aparat în ceea ce înseamnă domeniul sănătății, educației și așa mai departe.